Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu cărțile pe față. Nici nu am trecut bine de iarnă când intervențiile salvamontiștilor au fost foarte multe, că iată am ajuns în plină vară, în care la fel, 24 de ore din 24, salvamontiștii montani sunt acolo. Și vă vorbi despre tot ce se întâmplă în această perioadă, să vedem ce pericole ne pasc dacă ajungem în drumeții, pe munte. Alături de noi este domnul Dan Benga, șef serviciu public Salvamont Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Salut! Salvatorii montani nu au o misiune deloc ușoară și asta știm și noi. Dumneavoastră știți din propria experiență. Câți salvamontiști sunt în momentul de față în Maramureș? În Maramureș, în serviciu public județean, suntem 10 salvatori montani angajați și mai avem încă 30 de salvatori montani voluntari cu care lucrăm în aproape toate intervențiile. Sunt acoperite toate zonele județului, mai ales că știm Maramureșul este o zonă muntoasă. Excepție făcând Borșa, Oate Borșa, unde cei de la Borșa au serviciu public local, Salvamont Borșa. Încercăm să acoperim cu efectivele pe care avem puține în momentul de față, încercăm să acoperim toată zona. Din păcate, sunt momente în care, datorită lipsei de personal angajat, pentru că voluntarii sunt cei care lucrează, sunt cei care au propriile lor business-uri, au servici, atunci răspund mai greu solicitărilor serviciului public județean. Dar încercăm și pot să vă spun că până în momentul de față rata de răspundere este 100%. Chiar dacă trebuie să mergem noaptea, chiar dacă trebuie să mergem ziua, chiar dacă trebuie să stăm 39 de ore în intervenții, am avut o intervenție de 39 de ore, a fost extrem de solicitantă. Aici, de fapt, intervine nevoia de personal, pentru că în momentul în care ai intervenții lungi și de obicei când plecăm într-o intervenție, știm când plecăm, dar nu știm niciodată când ne întoarcem. Ăla este momentul hotărător în care ne dăm seama că avem nevoie de personal. De oameni foarte bine pregătiți care să ducă. Și de ce nu aveți mai mulți oameni? În primul rând, e destul de greu să ajungi salvamontist, salvator montan. Sunt niște etape prin care trebuie să treci. Ciclul de pregătire durează între 2 și 4 ani. Trebuie să parcurgi școlile și pregătirea Școlii Naționale Salvamont România. Încercăm să pregătim oameni. Trebuie să aibă anumite capacități, trebuie să aibă anumite veleități, trebuie să știe să cațere, trebuie să știe să schieze și aici vorbim de cățărat și de schiat la mod profesionist, nu amator. Trebuie să știe să acorde primul ajutor, deci sunt niște competențe pe care le dobândește doar în urma unei pregătiri foarte Și nu puteți asigur. Face mai multe pregătiri pentru a avea mai mulți angajați? Putem face mai multe pregătiri. Avem și susținerea Consiliului Județean. Din păcate, trebuie să găsim oameni care să vină mai aproape de noi și care să își dedice munca, pentru că prima dată ei trebuie să vină ca salvator montan și așa cum voluntar. Și așa cum v-am spus, voluntarii au de obicei servicii, au de obicei business-urile lor și atunci de foarte multe ori nu poate să ajungă să răspundă la anumite intervenții. Ceea ce face să ne bazăm în primul rând pe angajați. În condițiile în care, vă dați seama, județul nostru fiind în primele trei județe ca extindere și ca zonă montană, cu 9 oameni, e foarte greu să faci față. Am zis 9 oameni pentru că pe lângă cei 9 oameni și eu sunt salvator montan atestat și atunci particip împreună cu colegii mei la toate intervențiile. Am văzut o statistică la nivel național în luna aprilie, 253 de acțiuni de salvare, 88 persoane accidentate, 132 apeluri de urgență și 494 apeluri de informare. La nivel de Maramureș, câte au fost? La nivel de Maramureș e undeva între 10 și 15% din ponderea națională. Deci am avut tot felul de cazuri, și oameni rătăciți, și oameni care lucrau la pădure și s-au accidentat. Uneori accidentele au fost fatale. Am avut și copii care au fost în drumeție, fie cu bicicleta, fie cu prietenii și am avut accidente. Solicităm chiar elicopterul în 2 cazuri. Deci suntem undeva în partea de sus a clasamentului privind accidentele în zona montană, în Maramureșul.
De la începutul anului, cuprinzând și partea aceasta de iarnă, din ianuarie până în prezent, cele mai dificile intervenții care au fost? Așa să ne facem o idee asupra ceea ce înseamnă toate intervențiile munca sunt dificile. Salvamonteștilor. Toate intervențiile sunt dificile, pentru că în momentul în care pleci la o intervenție, nu îți dai seama sau ai foarte puține informații transmise de obicei de aparținător. Foarte multe informații vin trunchiate, vin ajungând la fața locului, îți dai seama de fapt că e un pic altceva decât ceea ce ai așteptat plecând de acasă, din bază. Ca să vă spun, cea mai lungă intervenție, n-aș putea să o denumesc cea mai grea, cea mai lungă intervenție a fost de 39 de ore în munții Maramureșului, pe vârful Popivan. Au fost niște cetățeni ucrainieni care au trecut frontiera, încercând să scape din problema și din nenorocirea care se întâmplă în țara vecină. Au fost mai mulți. O parte dintre ei s-au întors, parte dintre ei s-au rătăcit, a trebuit să-i căutăm, nu aveam informații absolut deloc. Parte dintre ei, doi dintre ei au fost răniți. A fost o misiune și a fost o intervenție extrem, extrem de complicată și de lungă și de dură. Pentru că, până la urmă, vă dați seama, în tabăra de bază temperaturile erau pozitive, câteva grade plus, iar sus pe munte era în noaptea. În prima noapte a fost minus 11 grade. Trebuie să știi cum suntem braci, oamenii nu au fost pregătiți, mă refer la cei care au trecut frontiera, fiind și răniți. I-am găsit, am încercat telefonic cu cei care erau acolo să le oferim niște sfaturi până ajungem noi acolo, pentru că muntele respectiv de care discut și vârful respectiv are o diferență de nivel de undeva de 650-700 de metri. Nouă, pe perioada verii, în timpul unei intervenții de căutare a unui cioban, ne-au luat vreo 3 ore jumate să urcăm cu echipamentele până la o anumită stână. Deci, extrem de solicitant. Plus că noaptea n-am putut beneficia de elicopter, pentru că elicopterele, din păcate, în zona montană, în zonele greu accesibile, încă nu au capacitatea de a zbura, cu toate că avem piloți pregătiți foarte bine, foarte bine pregătiți. Și atunci a fost o intervenție la care am plecat, n-am știut ce ne așteaptă acolo, n-am știut, informațiile erau foarte ciudate, veneau din toate părțile, ba erau 20 de oameni, ba erau 12 oameni. Cum ați colaborat cu cei din Ucraina, cu salvamontiștii de lor? Cu salvamontiștii din Ucraina, pe un telefon mobil, i-am rugat să facă anumite proceduri prin care să aibă grijă de cei răniți până ajungem noi. Din păcate, lipsa semnalului telefonic ne-a împiedicat. L-am rugat pe unul dintre ei să ajungă la o zonă cu semnal, se expunea, era pericol de avalanșă, a fost complicat. Dar a trecut. A fost cu reușită, putem spune, și ați intervenit ca ceilalți să fie salvați. A fost și o persoană care... A fost o persoană decedată, da. A decedat. Din păcate se întâmplă. Dar, în afară de asta, ați avut multe alte intervenții. Sigur, primiți și critici. Nu totul e roz. Și nu poate fi totul roz. Doar criticile ne fac mai buni. Ce nemulțumiri au fost legate de salvament? Unii v-au spus că primiți bani degeaba de la Consiliul Județean, că nu sunt intervențiile pe măsură. Alții, aș vrea să văd pe ăla care spune că primiți bani degeaba, să vină cu noi la o intervenție. Da, alții spun și vă laudă munca pe care o aveți. Da, bun. În principiu, lumea ne apreciază munca. Sunt și oameni care stau în fotoliu și privesc, citesc o știre și e foarte ușor să comentez dintr-un fotoliu, nefăcând munca respectivă. E foarte important ca în momentul în care ai un dialog cu oamenii care nu înțeleg, să încerci să le explici. Sunt oameni care ne-au semnalat, de exemplu, prezența viperelor pe traseul Izvoare Igniș. Ulterior au fost foarte deranjați de faptul că salvamontul nu aduce seră antiviperin. Păi noi nu aducem și nici nu administrăm. Alea sunt niște lucruri care se întâmplă în unitățile de primiri urgențe. Dar aveți informații? Eu știam la un moment dat că era o criză acestor seruri. Există? Și am înțeles că există o criză a serului antiviperin, pentru că trebuie păstrat în anumite condiții, are un termen de valabilitate destul de redus.
Dacă îi faci prima doză și se solicită a doua doză și nu ai făcut-o, prima doză ai făcut-o degeaba, depinde foarte mult, părea mea că specialiștii ar trebui să răspundă cu adevărat întrebărilor respective, pentru că cei care sunt specializați și care au competențe în zona respectivă știu mai bine ce înseamnă. Până acum eu n-am auzit, cel puțin din spusele colegilor mei mai vechi în Salvamont și din spusele colegilor la nivel național, n-am auzit ca cineva să fi murit mușcat de viperă în ultimii 20 de ani. E un mit că, în primul rând, noi deranjăm animalele sălbatice în habitatul lor, nu ele ne deranjează pe noi. Și atunci trebuie să avem grijă să ținem cont de faptul că noi intrăm pe un teritoriu care nu e al nostru și trebuie să ne comportăm ca atare. Vedem un șarpe, nu-l zgândărim, nu-i aruncăm cu bolovan după el, nu încercăm să-l prindem în mână. Ce ar trebui să știu? Foarte mulți nu sunt informați cu privire la șerpi. Ce ar trebui să fac atunci când văd un șarpe? Ar trebui să-și vadă de drumul lor, să-l lase, pentru că șarpele se retrage. Animale sălbatice... Deci doar dacă este deranjat... Bineînțeles. Atacă. Animale sălbatice, în principiu, se retrag și dacă sunt lăsate în pace. Dacă te duci să pui mâna pe el, să-ți faci poze, să-ți faci selfie, să-l prinzi în mână, să-l... Dar sunt și apără. Momente în care șerpii atacă fără niciun motiv, doar pentru faptul că apară. Da, au fost momente, a fost un turist în Făgăraș, dacă nu mă înșel, în iarna, care s-a odihnit pe o stâncă caldă, era încălzită de razele soarelui, s-a întins și a fost mușcat, din ce știu, a fost mușcat de gât și de față. Era un șarpe care, uite că era iarna prezent acolo și era zăpadă mare, dar acolo pe stânca respectivă, încălzită fiind, nu era pic de zăpadă. A fost salvat. Într-adevăr, colegii de la Sibiu au procedat ca la carte, omul a fost salvat. De ce vă întreb? E o perioadă în care se apropie și vacanța. Vor fi foarte mulți care vor merge pe munte în continuare. Da. Vor fi drumeții făcute chiar și de părinți cu copii. Da. Vor fi tabere. Grupuri. Grupuri. Da. Ceea ce e foarte bine. Ce trebuie să știe? Ce să-și ia când pornesc la drum? În primul rând trebuie să se echipeze corespunzător. La munte nu mergem în șlapi, nu mergem în sandale, nu mergem în și e bine pantofi. Să spunem asta de fiecare dată când ne vedem cu mergem echipați de munte. La club mergem echipați de club, la ștrand mergem echipați de ștrand. Fiecare activitate cu ținuta ei. Să nu confundăm ștrandul cu mersul pe munte. Te duci pe munte, ești echipat, ai o pereche de ghete, ai o pereche de pantaloni lungi. Știu, câteodată e complicat, e foarte cald afară, îți vine să... Bun, dacă nu suporți pantaloni lungi vara, ia-ți o pereche de jambieră, o pereche de ciorap mai înalți. Ia-ți o pereche de ghete. Îți protejează și glezna împotriva entorselor, posibilor întorse sau împotriva șerpilor. Pe urmă, trebuie să ai un rucsac în care să ai niște lucruri esențiale. Să ai o apă, să ai un baton, să ai un sandwich la tine, să ai un suc, să ai ceea ce crezi că îți trebuie sus pe munte, pe care le aduci și înapoi de pe munte. Deci dacă ai băut sucul sus pe munte, nu lași bidonul de plastic acolo, pentru că cum se întâmplă de altfel? Am avut solicitări de a monta coșuri de gunoi chiar pe creasta cocoșului. E puțin impropriu, nu are cine să meargă după ele, sunt animale sălbatice. În momentul în care montezi coșuri de gunoi, nu ai un ranger care să meargă și să facă curățenie. Altfel e cum de refugii, mă gândesc. La refugii... Bun. Nici la refugii. Nici acolo. Nici la refugii, nu. Refugiile de obicei sunt deschise. Deci majoritatea refugiilor sunt deschise și atunci omul, dacă găsești un refugiu, vrea să se adăpostească, fie că e obosit, fie că plouă, fie că e furtună, atunci în refugiul ăla poate să intre oricine. Ar fi păcat ca în refugiul ăla fiecare să vină să-și depoziteze niște lucruri pe care le-a dus sus la munte, a consumat din ele, de sunt mai ușoare la coborâre, ar trebui să le ia înapoi și să meargă să le arunce. Da, pentru că avem și trasee montane. Unde ar trebui, de fapt, să fie amplasate totuși coșurile acestea de gunoi? Nicăieri. La intrările în apropiere? Sunt, fiecare are o pungă, fiecare are un recipient pe care poate să-l aducă cu el și să-l arunce la un coș de gunoi special amenajat pentru... Să fie conștient. Sigur. Da, am lămurit și această problemă. Ați primit bani pentru dotarea serviciului public Salvamont sau urmează? S-au făcut demersurile, a fost inițiat proiectul de hotărâre, s-a votat. Practic, se vor cheltui banii pe care o să-i primiți?
Banii îi cheltuim pe echipamentele absolut necesare în intervențiile noastre. Stăm destul de rău la capitolul auto, speciale autoutilitare. Nu avem, de exemplu, nu avem în dotare nici măcar un ATV cu care putem ajunge în zone greu accesibile. Avem un singur snowmobil performant cu care ne putem deplasa pe părțile de schi, asta ținând cont că sunt deja câteva domenii schiabile importante, care sunt frecventate de turiști din toată țara și nu numai din România. Avem nevoie de autoutilitare cu care să ne deplasăm la intervenții. Una dintre autoutilitarele existente e din 2006, are 16 ani, e veche. Și problema e că tocmai când trebuie să mergem în intervenții, se întâmplă ceva. Vă dați seama, sunt mașini uzate, sunt mașini folosite. Avem într-adevăr două autoutilitare noi, achiziționate acum 2 ani, foarte bune. Și vrem să mai luăm încă două ca să putem acoperi toată zona. Avem și câteva imagini pe care le-am primit din partea dumneavoastră și o să vrea să... Aici deci este un aparat și de bani pentru a avea echipamente, altfel nu puteți interveni. Aici. Și mă bucur că avem susținerea Consiliului Județean, a consilierilor și a președintelui și a celor doi vicepreședinți. E foarte important, au înțeles și e foarte important ajutorul pe care îl primim. De exemplu, în imagine pe care le prezentați, e un plan dur și este un robot de resuscitare. Noi, în momentul în care ajungem la victimă și victima este inconștientă, aici sunt imagini dintr-o intervenție a unui accident suferit de un copil de 12 ani, care a fost inconștient, a fost preluat cu elicopterul. E salvat, din câte am înțeles, copilul e bine acum. Să revin la robotul de resuscitare, e un robot care își face treaba extraordinar de bine în toate condițiile, inclusiv în momentele în care salvatorii montani nu pot să continue compresiile toracice în drum spre unitatea de primiri urgență sau spre autospecialele sanitare. Da, avem și activități cu copii. 1 iunie a fost în Muzeul Satului. Le-am făcut o tiroliană și vreau să vă spun că în prima zi au fost peste 400 de copii. A fost senzațional pentru ei și vedem, pentru noi. Vedem o deschidere din partea copiilor și e bine că să mai fac și tabere. Da. Va cerceta și alte organizații guvernamentale și se implică, fiindcă trebuie să apropiem de natură. Da. Ați primit și plachetă de onoare, emblemă de onoare. O să ne vorbiți și despre asta spre final de emisiune. La ce să fim atenți în perioada aceasta, domnule Dan Benga? În primul rând... Ce provocări pot apărea pe parcursul verii? În drumeții pot apărea animale sălbatice. Știm că Maramureș a fost populat cu un număr destul de însemnat de urși. Trebuie să avem grijă când mergem în drumeții, trebuie să ne comportăm ca atare, trebuie să urmărim traseele turistice marcate. Lucrăm împreună cu colegii la remarcarea, la reabilitarea traseelor turistice. Consiliul Județean chiar are niște proiecte foarte interesante în derulare, inclusiv pe zona Băii Mari. Dar să nu rămână doar la stadiul de proiecte, sperăm. Nu rămân, păi am și intrat pe trasee și multe sunt reabilitate, sigur că da. Nu. Din când în cât timp să faci această reabilitare? De câte ori e nevoie. Poate să fie o furtună care să provoace căzături, atunci luăm legătura cu cei de la Rom Silva, care sunt foarte prompți, ne ajută ca să eliberăm trasele. Aș vrea să mai pomenesc inclusiv de o foarte bună colaborare între instituții. Salvamontul n-ar putea funcționa și n-ar putea exista ca o instituție separată. Și aici vorbesc de ISU, cu care avem o colaborare excelentă, avem o deschidere fantastică din partea lor, cu cei de la SMUR, cu cei de la ambulanță. E absolut necesar și absolut extrem de important în momentul în care mergi în niște intervenții să ai profesioniști alături de tine. Nu mai vorbesc de colegii de la STS, care, din punctul meu de vedere, au un rol extraordinar de important, fără de care am bâșbuit prin păduri și am căutat victimele fără să avem idee unde se află.
Și spun de colegii de la STS pentru că ei sunt primii care ne dau informația corectă cu privire la locația victimei. Este foarte important ca în momentul în care ai o intervenție să știi ce să faci, să știi unde să mergi. Spuneți-ne, diplomele acestea pe care le voi prezenta astăzi, v-am rugat să-mi aduceți și niște aprecieri, drept recunoștință pentru activitățile pe care le-ați avut. Vă dă așa un impuls să mergeți mai departe, dumneavoastră și echipei, bineînțeles? Echipei. Fără echipă, ceea ce prezentați acolo sunt, de fapt, recunoașterea meritelor Serviciului Public Județean Salvamont, a tuturor salvamontiștilor. Nu e o diplomă pentru șeful serviciului sau pentru unul dintre salvatorii montani. Este, de fapt, o recunoaștere a activității și a competitivității și a competențelor pe care le avem. Iar aici aveți un brevet pentru emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență. Da, cu da. Ce ocazie se acordă acest brevet? Cred că cei de la Departamentul de Situații de Urgență știu mai bine, dar probabil că ne-au apreciat munca, pentru că am avut acele intervenții de care v-am spus foarte grele și foarte importante, pe care le-am dus cu bine până la capăt. Și cu această ocazie au venit și au ținut aceste embleme? Acea decorație, da, iar această emblemă din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale a venit datorită colaborării pe care avem în ultimii 4 ani, excelentă din punctul meu de vedere. Gândiți-vă că acum 4 ani aveam acoperire undeva de 80%, iar acum am ajuns undeva cu acoperirea undeva la un 85-90%. Și totuși, domnule Dan Berga, ce mai e de făcut? În primul rând avem nevoie de oameni care să vină lângă noi. Asta am vrem înțeles să cunoaștem, la începutul emisiunii. Vrem să, afară vrem de să asta, creștem. Ce v-ați mai dori ca totul să funcționeze perfect? De fiecare dată e loc de mai mult. Nu e de jucat cu muntele. Nu. În aceste intervenții trebuie să ai de toate. Da. Serviciul public Salvamont este singurul care are competențe pentru intervenție în zona montană și greu accesibilă. Deci pornim. Suntem echipa de prim răspuns care ajunge la victimă și dă primul ajutor. Și atunci, ca să poți să fii cât mai bun în meseria pe care o faci, datorită competențelor care ți-au fost alocate, sau pe care ți le-ai însușit, e foarte important ca fiecare om să fie pregătit, și ca să poți să fii pregătit trebuie să investești, exact ca în orice alt domeniu. Ai nevoie de bani, ai nevoie de echipamente, ai nevoie de tehnologie. Am achiziționat, de exemplu, ultimul model de monitor portabil pe care să poți să-l cari în munte ca să îi monitorizezi funcțiile vitale accidentatului. Am acționat acel robot de resuscitare foarte important care ne ajută, face diferența dintre viață și moarte. Și la aparaturi de ce ar mai fi nevoie? Păi sunt multe lucruri pe care ni le dorim, pe care le-am prezentat, și în funcție de banii care vor fi disponibili, președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean, consilierii ne-au promis ajutorul. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm. Să sperăm că nu vor fi intervenții multe, deși cu vremea bună. Suntem pregătiți să mergem la intervenții, indiferent de vreme, indiferent de ora la care se întâmplă intervenție, indiferent de zi. Așa cum am pus și tema emisiunii, intervenții Salvamont 24 de ore din 24. Da. La fel ca și ambulanța. Da. Mulțumim. Pauză de publicitate, iar în partea a doua vorbim despre ceea ce se întâmplă în privința drogurilor. Trist, dar iată că este un subiect mult discutat la nivel național. Rămâneți cu noi!